toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Ieri am dat mulți bani la dublu sau nimic, 2400 de euro. Astăzi ne întoarcem la premiul de 800 de euro, premiul maxim. Alături de noi este Violeta din Constanța. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Vio, i-ai avut pe vecinii tăi 300 mai devreme. Poate ți-au dat curaj și vei câștiga cei mai mulți bani în această dimineață. Ce faci la ora asta? Ce să fac? Am ajuns la serviciu. Încep o zi de muncă. Înconjurată de colegi? Încă nu. Încă nu. Sunt singură în momentul acesta. Eu nu înțeleg ce se întâmplă în birourile din România, că în ultima perioadă toți ascultătorii noștri aflați la serviciu erau singuri, da, total. Cred că am avut o... A fost la etajul 2, nu e nimeni. Exact, alaltăieri, nu? Da. Concurenta de alaltăieri a fugit prin toată clădirea, n-a găsit pe niciun suflet. Da. Cred că trebuie să ne întoarcem la 9 și jumătate. Lumea s-a întors la serviciu cu concursul. Mm-hmm. Da, da, poate 8 jumătate e prea devreme. Ce lucrezi, Violeta, tu? În contabilitate lucrez. Tot în contabilitate era și doamna care nu găsea niciun coleg al altei. Păi da, noi începem munca mai devreme. Păi, colegii, da. Ah, da. Și e singură la contabilitate? În momentul acesta, da. Nu, în general. În general nu sunt chiar singură, nu. Dar ceilalți nu sunt chiar serioși. Bine, Violeta. Păi avem pentru tine în dimineața asta pregătiți 800 de euro. Contabilicește vorbind. Asta. Dacă ești pregătită să începem, ne apucăm de treabă. Încercăm, sigur, da. Hai, să vă uităm baftă. Mulțumesc. 100 de euro. Violeta, în ce emisferă a Pământului trăiesc pinguinii în mod natural? Emisfera sudică. Nu par foarte sigură. Păi și în emisfera nordică cine mai trăiește? Omul? Noi? Asta e altă întrebare. Mm-hmm. Lasă, nu expune toate întrebările. Practic, pinguinul, el, e sudist. Așa a ales el. Nu știm de ce. Dar lui i-a plăcut mai mult în sud. Acolo sunt banchizele mai generoase. Da, pe viceversa. Bravo, Violeta! Răspuns corect. Da, mulțumesc. O, era o șansă din două, oricum. Întrebarea de 100 de euro. Întotdeauna întrebarea de 100 de euro e... Deși, sincer, eu am fie sperat simplă, fie... și la un răspuns de tipul în emisfera vestică. Se ridicau niște probleme. Aveam probleme, da. Violeta, ai 100 de euro, sunt banii tăi, poți să-i ridici și să pleci. Asta înseamnă că ne oprim aici. Sau poți să mergi mai departe și să câștigi 200 de euro. Merg mai departe. Așa, merg, așa, corect. Răspuns corect. Foarte tare. 200 de euro. Nu e grea nici întrebarea de 200 de euro, Violeta. Sumă pentru care trebuie să ne spui ce râu trece prin Londra. Tamisa? Mie îmi place că toți ascultătorii ne întreabă. Da. Tamisa? Nu sunt sigur. E, da. E o afirmație, totuși. Da, și mi-aduc aminte că era ca la școală la mine. Știi? Da. Când nu eram sigur de răspuns, întrebam. Da, da, da. Cosinus zero? Violeta, poți da, să pui semnul exclamării, ai câștigat 200 de euro, Tamisa! Super! Super, super! Ei, și de acum încolo începe să fie ceva, ceva mai greu. Hai mă, că nu e așa de greu. Deci nu speria pe Violeta. Nu sperii, o avertizez. Violeta, ai 200 de euro. Poți să dublezi la 400 de euro în momentul ăsta, dacă vrei să mergem mai departe. Vreau, cum așa, uite, domnule, bravo, ce fată curajoasă. Îmi place, domnule. Păi știe, contabil. E cu contabilitate, ce trebuie, cu bani. Da. 400 de euro. Întrebarea asta e mai de profil uman, așa e din istorie. Violeta, sper că
participat la lecții sau poate ai călătorit. Și ne spui în ce oraș a încetat din viață Nicolae Bălcescu. Da, avem o problemă. Avem o problemă. Nu se închide situația. Nicolae Bălcescu, revoluționarul. La vârsta de 33 de ani. La 33 de ani, în tuberculoză. Într-un oraș din Italia, mai din sud. Gropat într-o groapă comună, din câte mi-aduc aminte. Din păcate, nu-mi dau seama în momentul ăsta. Palermo. La Palermo, Violeta. Palermo. Da. Nu-i nimic. La Palermo. Ah. De. Ne pare rău că în rest ne-a plăcut de tine, ai avut spirit, ai fost curajoasă, ai fost vioaie în dimineața asta. Da. Să nu-ți pară rău. Rău n-are cum să-ți pară niciodată, zic eu, când particip la dublu sau nimic. E o experiență, măcar rămâi cu o amintire frumoasă. Te mai înscrii, Violeta, sau... Mă mai înscriu, bineînțeles. Ai dreptul să faci asta pentru că, lucrul ăsta pentru că nu ai câștigat astăzi. Și te așteptăm pe europafm.ro. Hai, da, ne vedem mâine dimineață, prieteni. Începem de la 200 de euro într-o nouă ediție. Dublu sau nimic. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.